Sunt curios dacă discută cineva despre Marco Otilo sau dacă l-or fi adus pentru acest congres. Eu cred că n-ar trebui să lipsească domnul Marco Otilo de la acest congres. A trebuit și el să fie salutat, să fie încurajat și sprijinit. Poate ales. Dar ăsta, din punctul meu de vedere, este subiectul zilei, pentru că în funcție de ce decizie va lua în viitor această struțocămilă politică numită UDMR, vom vedea și noi cine și cum mai guvernează România. Și ce se mai întâmplă cu guvernarea în România. Nu știu, dar faptul că s-au dus ambele tabere acolo, mie mi-arată că se dorește o continuitate în ceea ce privește acțiunea UDMR la guvernare. Poate veți observa.